Salut! Eu sunt Kivi de la Transforman44.ro, iar astăzi un nou clip de unboxing Overlander Discover de 1.60, varianta Max. Vom vedea imediat ce înseamnă Max. După cum v-am obișnuit, la fiecare produs începem cu despachetarea. Bă, suficient. Și... It's so shiny. A, partea amuzantă e că Dumi, actualul proprietar al acestui cort, a ținut să fie aproape de noi ca să vadă că avem grijă de el din prima secundă până când ajunge la el pe mașină. După ce l-am scos din ambalaj, următorul pas este să îl desfacem. Înăuntru găsim scara, iar dacă v-am obișnuit cu săculețul gri, la acest model Discover Max le avem frumos pe culori, aranjate în ordine alfabetică, toate accesoriile de care avem nevoie pentru montajul cortului. Bețele, săculețul de papuci, Overlander. Băi, dar ce frumos e așa el negru. Iar după ce am luat toate accesoriile din cort, putem să-l închidem la loc și să-l urcăm pe mașină. Nu, dă-l mai față un pic, că vine și anexa. Și să avem spațiu. Bun, central. Acolo. Oh-oh. Nu vă speriați, nu e nevoie în general de 3 persoane, e suficient în 2. Desfacem cutiuța magică. Cred că poți să vii să mă ajuți. Ai 3 și încă 1, 4 și încă 4 șuruburi. Bun. Montăm plăcuțele astea de aluminiu. Introducem câte un șurub în fiecare. Iar aceste plăcuțe vin introduse pe șinele longitudinale ale cortului. Tot în tăvița cu accesorii găsim fluturaj de data asta, spre deosebire de modelele anterioare, unde înșurubam foarte mult la mână în poziții dificile. Acum avem niște fluturași care ne ajută să strângem șurubul mult mai repede. Dar nu, să nu strângi foarte tare, că s-ar putea să trăiască dat mai în dreapta. Reușit? Da. Mai ai una. Nu pot să trag de el. Atât. Dar hai să scoatem în exterior. Bun, dă-l mai în spate un pic. Mai cât așa, mai un pic de la tine. Atât, ai suficient. Se poate strânge în poziția asta. Dai. Odată pus pe mașină, putem să-l deschidem. Sistemul de deschidere e foarte simplu. Și cu o simplă împingere de deget, două împingeri de deget, cortul s-a deschis și putem să-l deschidem. Dacă desfacem, trebuie să desfacem sky-ul de la scară. Trebuia să o fac atunci când l-am deschis prima dată jos. Avem sky-ul care blochează scara și kinga pe care recomandăm tot timpul să o aruncați peste capac atunci când ați deschis, pentru a nu ne flutura pe prelată în caz că avem o noapte furtunoasă. Ca și la modelele anterioare, de parcă aș mai folosi eu, așa mă chinui să o trag pe jos. Ca și la modelele anterioare, reglajul scării se face de sus în jos, câte o treaptă. Dedesubt avem sky-ul de care vom prinde anexa și putem să tragem în pachetel. Am avut bețele de la
ușă și de la ferestre. Bețele sunt de două lungimi diferite. 4 mai scurte, 2 mai lungi. Cele două mai lungi le punem la intrare. Găurile sunt date undeva la 45 de grade. Deci nu vă chinuiți să le băgați drepte. Întotdeauna tragem materialul peste colț pentru a nu risca să strângem apă în caz de furtună. Iar bețele de la intrare vin introduse prin această găurică. Apoi prindem pe colț. Și înăuntru vedem, bă, ce drăguț îi! Primul lucru pe care îl voi face, pentru că este destul de întuneric pentru filmare, este să pornim lumina. Care lumina? Avem aici o bandă LED, chiar la intrare, iar cu cablul pe care l-am avut în pachetul, în starter pack-ul de la montaj, ne conectăm frumos la lumină, iar cu baterie externă, care nu este inclusă în pachet și care nu merge. Dai, te rog, bateriile de la dronă. Iar cu baterie externă și cu dimmerul pe care îl avem la îndemână, dimmerul pe care îl vedem cu touchscreen, deja s-au aprins beculețele, la o simplă atingere avem și lumina înăuntru, care poate fi galbenă, albă sau neutră. Iar dacă ținem apăsat pe el, putem să-l dimăm mai încet sau la maxim. Bă, ce fain, e cumva tare, dar moale. Înăuntru găsim și un mixer teraș de depozitat hainele peste noapte. Noi, în general, la toate corturile pe care le avem, depozităm aici, pe jumătatea care e situată deasupra mașinii, frumos două perne, o pilotă și cortul încă se închide destul de ok, fără să-l forțăm. Și tipic corturilor Overlander, deasupra capului veți găsi Skyview-ul, unde vă puteți culca în fiecare seară frumos, cu uitându-vă la stele. E foarte romantic. Mă vezi pe acolo? Na, serus. Un alt accesoriu pe care îl găsim în cort este săculețul de papuci, care vine prins pe margine. Introducem frumos pe șină și îl avem la complet îndemână atunci când ne urcăm în cort. Acesta a fost cortul Discover 160, versiunea Max, disponibilă în dimensiunea 1.60. Eu am fost Chivi de la Transforma44.ro, iar dacă ai vreo întrebare referitoare la acest cort, orice marchiză, orice frigider al brandului nostru Overlander, nu ezitați să lăsați un comentariu sau un mesaj privat sau un apel. Toate informațiile le găsiți pe www.transforma44.ro. Iar până data viitoare, like, share and subscribe!